Nimic a fost răstignit, dar a înviat pentru noi și pentru mântuirea noastră. Și zic că suntem învredniciți de bunul și milostivul Dumnezeu ca să fim astăzi, frații, împreună la ceas de rugăciune sfântă, când întâi stătătorul arhiepiscopiei noastre a venit și ne-a binecuvântat, l-a rugat pe bunul și milostivul Dumnezeu să trimită Harul Sfânt peste apa care a fost sfințită, peste unde lemnul care a fost și el sfințit și a fost sfințită și binecuvântată acea piatră de temelie. De fapt, piatra cea din capul unghiului este chiar Mântuitorul Iisus Hristos, care a înviat și pentru noi și pentru mântuirea noastră. El, ca și Fiul al lui Dumnezeu, care a părăsit sânul Tatălui Ceresc, vrea ca toți să ne mântuim. Iar fără de biserică, fără cruce și fără osteneală sfântă, cu greu se obține mântuirea. Vrea Dumnezeu ca noi toți să ne mântuim, dar în același timp nu obligă pe nimeni. Ceea ce frățiile voastre ați săvârșit în această dupămasă de sărbătoare și de zi sfântă, este faptul că ați arătat respect, recunoștință, în primul rând, față de bunul și milostivul Dumnezeu. Lui suntem datori ca să-i mulțumim prima dată, pentru că fără de Dumnezeu nu se poate să se împlinească nimic. Bunul și milostivul Dumnezeu a fost și Cel care a pus în mintea și în gândul meu această dorință sfântă și arzătoare de a se zidi un lăcaș de cult spre slava bunului Dumnezeu. Acest lăcaș de cult care ne va ocroti și pe noi, această corabie a mântuirii care ne va duce la liman. Înainte de înălțarea sa la cer, Mântuitorul Hristos le zicea ucenicilor săi să îndrăzniți, chiar dacă în lume veți avea necazuri, pentru că eu am biruit lumea. Și vă pun la suflet un gând care pornește din interiorul meu, din adâncul sufletului meu, unde vrea Dumnezeu se biruiește rânduiala fiii. Credeți că bunul și milostivul Dumnezeu ne va ajuta, bun înțeles, tot prin oameni aleși de El ca să fie întâi stătători ai noștri, dar oameni care au respect, care au credință și care au frică de Dumnezeu. Și fiecare faptă a fiecăruia dintre ei o să le fie scrisă în cartea vieții. Îi mulțumim în același rând și întâi stătătorului și înalt preasfințitului arhiepiscop și mitropolit Andrei, care, ca întotdeauna, își respectă cuvântul. Și permiteți-mi, fără ca să aduc vreo laudă, să fie Dumnezeu lăudat, la dânsul ceea ce este da, e da, ceea ce-i nu, nu. Chiar dacă viața aceasta l-a dus puțin mai departe de Arhiepiscopia de Alba Iulia și a ținut promisiunea că în a doua zi de Paști, în după masa celei de-a doua zi de Paști, va veni ca să slujească împreună cu noi și să-L roage pe bunul și milostivul Dumnezeu să ne binecuvinteze acest loc, acest lăcaș, această biserică care va lua contur. Îl le mulțumim și oficialităților care sunt de față și care ne-au sprijinit și ne vor sprijini cu siguranță și de acum înainte pe mai departe. Și la dânsii, cuvântul a fost cuvânt. Ori de câte ori am încercat și am căutat, ușa dânșilor pentru mine a fost deschisă. Iar când zic pentru mine, nu mă refer doar la mine, ci la comunitatea de credincioși ortodoxi pe care îi păstoresc în această localitate. Bunul și milostivul Dumnezeu să ne ajute tuturor ca acest început să fie un început bun, iar această piatră de temelie, această temelie care s-a pus astăzi, în ziua de Paști, în a doua zi de Paște, a învierii Mântuitorului Iisus Hristos,
să fie zi sfântă care să ne readucă, să ne reunească și să ne rugăm împreună Bunului și Milostivului Dumnezeu să mergem pe calea mântuirii. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat. În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Hristos a înviat. Înalt preasfințite Părinte Mitropolit, preacucernici părinți consilieri, preacucernici părinți, distinse oficialități și dragii noștri credincioși. Este o zi care va intra în istoria acestei localități. Zi, așa cum amintea Părintele, făcută de Domnul să ne bucurăm și să ne veselim întrânsă. Zi a luminii, luminată de lumina celui mai sfânt praznic al creștinătății, când Hristos Domnul ne luminează pe toți cu puterea luminii sale dumnezeiești. Biserica aceasta nu este întâmplător că poartă un hram. Un hram unic pe raza protopopiatului nostru și poartă numele acestui praznic, Învierea Domnului. Pentru că biserica face legătura între cer și pământ, între vremelnicie și veșnicie. Și biserica aceasta va constitui prilej de lumină și de înviere pentru dumneavoastră, toți fiii acestei parohii, făcând în același timp legătura cu toți cei plecați. Am intrat cu înalt preasfințitul Părinte Mitropolit în bătrâna dumneavoastră bisericuță. Biserică sfințită de lacrimile părinților, moșilor și strămoșilor dumneavoastră, care de mai bine de 250 de ani și-au găsit mângâierea acolo. Dacă problemele confesionale complicate au constituit prilej de înălțare a unei noi biserici, pentru dumneavoastră și pentru noi toți, considerăm că este prilej binecuvântat de Dumnezeu de a ne dovedi și noi credința, așa cum au dovedit-o părinții și moșii și strămoșii dumneavoastră. Înalt preasfințite Părinte Mitropolit, zona aceasta și locul acesta este încărcat de spiritualitate. Aici s-au temeluit suflete și conștiințe care au știut să-L caute pe Dumnezeu, care s-au rugat stăruitorului Dumnezeu și care, iată, astăzi fac dovada că sunt aceiași fii, ființial legați de, și plămădiți de Biserica Sfântă, care vine să călăuzească pașii noștri spre zări de veșnicie. Vă mulțumim, înalt preasfințite Părinte Mitropolit, că vă aflați și de data aceasta în mijlocul nostru. Dacă în alte localități momentele de întâlnire cu înalt preasfinția voastră au fost fie amânate, fie în sfârșit revăzute, iată aici ați socotit că este de cuviință să fiți prezent. Este dovada prețuirii pe care o aveți față de fiii acestui sat, este dovada pe care o aveți față de noi toți. Vă mulțumim din adâncul sufletului și considerăm că pasul acesta pe care l-ați făcut astăzi la praznic luminos este un început promițător pentru lucrările care se vor edifica în această parohie. Să vă rânduiască Dumnezeu putere de muncă, dragoste față de biserica moșilor și strămoșilor noștri și acolo unde vă aflați, să fiți încredințați că fiii pe care i-ați plămărit aici prin rugăciune și de multe ori prin atâtea încercări pe care le știm numai noi, vă sunt aceiași slujitori de devotați în a vă asculta și sfatul și a vă primi de fiecare dată cuvântul de înțelepciune și binecuvântarea înalt preasfinției voastre. Din adâncul sufletului vă dorim multă sănătate, să ne purtați în rugăciune înalt preasfinției voastre, așa cum și noi vă purtăm de fiecare dată în rugăciunile noastre. Mulțumim tuturor celor prezenți aici, preoților, distinselor oficialități,
care au făcut dovada că știu să prețuiască valorile neamului, valorile acestea spirituale, ajutându-ne de fiecare dată în edificarea de locașuri de cult și în păstrarea celor care sunt vechi, încărcate de atâta spiritualitate, sprijinindu-ne în același timp și pentru bisericuța veche de aici să poată să fie recondiționată și să dăm frumusețea care a avut-o inițial. Iar dumneavoastră, fiilor acestui sat, să vă străduiți, să vă zidiți biserică nu aici și nu numai aici, ci în cer. Ceea ce dați aici este mare lucru să faci casă lui Dumnezeu. Ceea ce veți jertfi aici, veți întâlni dincolo, în împărăția lui Dumnezeu. Lumina învierii ne umple pe toți de bucurie. Dacă soarele este atât de învietor, socotim că soarele neapus al lui Hristos Domnul ne luminează cu lumina sa și astăzi și în vecii vecilor. Și din biserica aceasta, care poartă hramul Sfintei Învieri, lumina lui Hristos să lumineze tuturor spre zări de veșnicie. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Dumnezeu să primească Sfintele rugăciuni. Acum vă binecuvântăm, Părinte. Poftiți, Părinte. Hristos a înviat dreaptă. Dacă s-aruncat, le-a.